Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește despre relațiile Republicii Moldova cu vestul și cu estul, despre perspectiva reglementării transnistrene, despre cooperarea moldoromână, despre parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, despre riscurile de securitate care există pentru Chișinău. Despre aceste și alte subiecte discutăm în cele ce urmează cu analistul occidental, domnul Vladimir Socor de la Fundația Gemstone. Vladimir Socor scrie frecvent despre Rusia și Europa de Est, este și un bun cunoscător al Republicii Moldova, inclusiv a situației politice interne. Domnule Socor, bine ne auzim, ne vedem, s-a stabilit legătura. Da. Mulțumim foarte mult pentru receptivitate și pentru amabilitate de a avea această discuție. Relațiile Chișinăului cu Moscova sunt deteriorate și tensionate după invadarea Ucrainei, președinta Maia Sandu și guvernul pro-occidental fiind ținta frecventă a criticilor venite din partea Kremlinului. Șeful diplomației de la Moscova, Serghei Lavrov, a numit Republica Moldova, citez, următoarea victimă a războiului hibrid declanșat de vest, adică de cei din Occident, împotriva Federației Ruse, citat încheiat. Declarația a fost făcută recent, pe 30 noiembrie, la cea de-a 30-a reuniune anuală a Consiliului Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Cum ați comentat dumneavoastră acest mesaj pe care l-a transmis ministrul rus de externe la această reuniune OSCE? Eu cred că nu trebuie să acordăm prea multă atenție acestei declarații, anume acestei declarații făcute de domnul Lavrov. Cu totul altceva trebuie să ne rețină atenția de la reuniunea ministerială a OSCE desfășurată la sfârșitul săptămânii trecute. Această reuniune anuală ministerială a demonstrat dominația totală a Rusiei asupra OSCE-ului. Rusia folosește în mod reglementar dreptul de veto pe care îl are în OSCE pentru a domina această organizație. Și repet că Rusia procedează conform statutului OSCE care îi oferă acest drept. Cum spun interlopii ruși, всё по закону. În cazul de față, conform statutului OSCE. La această reuniune ministerială, Rusia, pentru al treilea an consecutiv, a blocat bugetul OSCE-ului. OSCE-ul are foarte puțin bani, nu poate să-și desfășoare activitățile, pierde funcționari, deoarece salariile nu mai pot să crească în pas cu inflația. OSCE-ul pierde misiuni din cauza blocajului financiar al Rusiei de 3 ani încoace. Al doilea, Rusia a blocat numirea celor mai înalți funcționari ai OSCE-ului. Sunt 4 funcționari care au statutul cel mai înalt din OSCE. Rusia a blocat numirea lor, a acceptat în cele din urmă o numire pentru numai 9 luni, pentru ca apoi Rusia să se tocmească despre cine merită sau cine nu merită să fie înalt funcționar în OSCE. Statele Occidentale, în frunte cu Statele Unite ale Americii, au încercat din răsputeri să îmbuneze Rusia, să-l înduplece pe domnul Lavrov, să nu mai blocheze organizația. De aceea, Statele Unite au plătit un preț Rusiei pentru aceasta. Au sacrificat candidatura Estoniei ca să fie președintă a OSCE în anul 2024. Au sperat că îl vor îndupleca pe domnul Lavrov să ridice aceste blocaje cu prețul sacrificării Rusiei. Statele Unite, care țin în mod deosebit să mențină OSCE în viață cu orice preț, au făcut cedări Rusiei pentru a îndupleca să ridice aceste blocaje. Statele Unite au sacrificat candidatura Estoniei, care dorea să prezideze OSCE în anul 2024. Estonia era candidatul comun al Uniunii Europene pentru președinția OSCE-ului în anul 2024. Statele Unite i-au cerut să se retragă
pentru a îndupleca Rusia să ridice blocajele. Și Estonia nu s-a retras. Estonia nu a îndeplinit această dorință a Washingtonului. Totuși s-a ajuns la o înțelegere cu Lavrov peste capul Estoniei și chiar peste capul Uniunii Europene. Ca Estonia să nu mai fie, să nu fie președintă, s-a ajuns la înțelegere să fie Malta președintă în 2024. Apoi, toate statele occidentale au fost de acord să-l invite pe domnul Lavrov în speranța că vor ajunge la o înțelegere, la o tocmeală cu el în timpul reuniunii, ca Rusia să ridice blocajele. Nu le-a ridicat, bineînțeles. Acum Rusia a dat un nou termen OSCE-ului până în septembrie 2024 să se corecteze și să adopte decizii pe placul Rusiei. Ce demonstrează aceasta? Faptul că OSCE este deschisă, vulnerabilă, rămâne vulnerabilă la șantajul Rusiei. Și că statele occidentale, în frunte cu Statele Unite, sunt dispuse să facă Rusiei cedări cu scopul de a menține OSCE în viață cu orice preț. Care sunt consecințele pentru Republica Moldova? Sunt consecințe directe și masive. OSCE are ambiția să rezolve, între ghilimele, conflictul din Transnistria conform documentelor adoptate de OSCE de 30 de ani încoace. Iată, eu am să-l citez acum pe șeful diplomației ruse, domnul Lavrov, la summitul OSCE. A spus, memorandumul COSAC, care ar fi putut rezolva în mod fiabil situația din Republica Moldova, acum 20 de ani, se numără de asemenea printre încercările zădărnicite de a rezolva problemele continentului nostru după principiile Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Domnul Lavrov a mai spus că NATO și UE au torpilat fără menajamente documentul deja parafat de Chișinău și Tiraspol, iar acum omoară formatul de negocieri 5+2, ultimul lucru care a mai rămas din eforturile comune pentru o reglementare transnistreană. În opinia lui, Moldova este destinată să fie următoarea victimă în războiul hibrid declanșat de Occident împotriva Federației Ruse. L-am citat pe ministrul de externe rus și acum să comentăm. Vă mai amintiți ce prevedea planul COSAC? Da, desigur, prevedea federalizarea Moldovei și, așa zis, la federalizare, sub auspiciile Rusiei. Rusia ar fi obținut drepturi de decizie în politica internă a Republicii Moldova prin intermediul Transnistriei. Asta prevedea. Și asta s-a întâmplat 20 de ani în urmă, adică Rusia încă de pe atunci avea o țintă bine ochită? Da, sigur, și între timp denumirea s-a schimbat, dar esența e aceeași, acum se cheamă statut special. Nu există niciun acord, niciun consens despre ce înseamnă concret un statut special, dar înseamnă concret în linii mari, înseamnă a oferi autorităților de la Tiraspol controlate de Rusia niște drepturi de decizie în politica internă a Rusiei. Și mai înseamnă negocierea acestui statut special cu Tiraspolul și cu Rusia și înseamnă a conferi Rusiei dreptul de a controla modul în care ar urma să fie aplicat așa numitul statut special. Într-adevăr, așa a vorbit domnul Lavrov, a spus la conferința OSCE, așa cum ați spus dumneavoastră, doamnă Valentina, dar să nu ne înșele terminologia. Rusia nu mai dorește memorandumul COSAC. Rusia dorește același lucru cu denumirea de statut special. Documentele OSCE de 30 de ani încoace prevăd statut special pentru Transnistria în Republica Moldova să fie negociat cu participarea Rusiei și să fie ulterior aplicat, controlat, tot cu participarea Rusiei. Aceasta rămâne poziția OSCE-ului de 30 de ani încoace și misiunea OSCE din Chișinău, condusă de o ambasadoare americană, rămâne profund atașată și promovează insistent anume 5+2,
și statutul special. Spune dar în opinia dumneavoastră, cel care criticați dur formatul de negocieri 5 plus 2, credeți că acest format ar putea fi înlocuit și dacă s-ar reformata, atunci cine ar trebui să participe la negocierile pentru identificarea unei soluții durabile pentru problema transnistreană? Noțiunile de format 5 plus 2 și statut special intră în contradicție cu interesele Republicii Moldova mai mult decât oricând. De ce mai mult decât oricând? Deoarece Moldova a devenit între timp candidată pentru statutul de membru al Uniunii Europene. O țară candidată la integrarea europeană, prin definiție, nu poate să negocieze aranjamentele sale interne și externe cu Rusia. Este o incompatibilitate totală între cursul european și negocierea unor aranjamente interne și externe ale Republicii Moldova cu Rusia, sub controlul Rusiei. Bine, dar Rusia mai are acolo depozitul de la Cobasna, unde sunt stocate muniții, mai are parte din armata a 14-a care trebuie să fie evacuată. Da, desigur. Și Republica Moldova cere cu insistență retragerea necondiționată a trupelor rusești. Eu doresc să aplaud discursul ținut de ministrul de externe Nicu Popescu la această reuniune de sfârșit de an a OSCE, unde domnul Popescu a cerut retragerea completă și necondiționată. Bine, dar acest lucru se repetă de 30 de ani. Nu, acum situația este diferită din câteva motive. Este diferită. Chișinăul nu mai discută despre formatul 5 plus 2 și statutul special. Chișinăul nu mai pronunță aceste cuvinte. După ce le-a pronunțat și a greșit făcând acest lucru, timp de 28-29 de ani, Chișinăul a acceptat aceste baze pentru negocieri, acum nu le mai acceptă și nu mai pronunță nici măcar aceste cuvinte. Ce va urma după? Ce nu se va mai ține cont de acest format de negocieri 5 plus 2? Ce poate să urmeze? Nu trebuie să urmeze ceva concret. Acest format trebuie pur și simplu îngropat prin tăcere și prin neconvocare. Și se naște altceva? Există deja altceva. Există un format 1 plus 1 între Chișinău și Tiraspol, un format care e mult mai eficient în stabilizarea situației. Conducerea de la Tiraspol nu are niciun interes în a fi târâtă și ea de către Rusia în conflict. Ea dorește stabilitate, dorește libertate de mișcare pentru business-ul din Transnistria și pe această bază conducerea din Tiraspol discută cu Chișinăul. Conducătorii din Tiraspol sunt mult mai radicali, mai militanți atunci când discută cu Chișinăul în prezența rușilor. Atunci discursul Tiraspolului este radical, intransigent, agresiv. Dar Tiraspolul cu Moscova continuă să dialogueze? Da, desigur, dar ajutorul Rusiei pentru Transnistria e din ce în ce mai mic. Rusia nu mai poate să ajute Transnistria și mai ales nu mai are legătură directă cu Transnistria. Rusia oferă gaz gratuit în stânga Nistrului. Da, dar Ucraina probabil, aproape sigur, va înceta tranzitul de gaze rusești începând cu luna decembrie anului viitor, deci peste un an, exact peste un an. Ucraina aproape cu certitudine. Și dumneavoastră credeți că în acest an nu vor fi niciun fel de mișcări pe dosarul transnistrean? Nici nu trebuie să fie. Nu avem nevoie să fie mișcări pe așa numite progrese pe dosarul transnistrean. Dar de ce nu ar fi nevoie de anumite progrese? Deoarece Republica Moldova nu este pregătită să se reintegreze cu Transnistria în situația actuală, când instituțiile Republicii Moldova nu funcționează pe deplin sau funcționează defectos
și Republica Moldova încă nu s-a construit sau nu s-a reconstruit ca stat modern și eficient. Și când va fi disponibilă Republica Moldova să pună pe agenda și chiar să fie printre priorități soluționarea problemei transnistrene? După câțiva ani în care Republica Moldova își va construi instituțiile de stat, în starea actuală a instituțiilor, în starea actuală a domniei legii în Republica Moldova, noi nu suntem pregătiți să reintegrăm Transnistria. Reintegrarea cu Transnistria în actualele condiții de stat dezorganizat, incomplet construit, n-ar face decât să dezorganizeze statul și mai mult. Ne mai vorbim de balanța electorală de pe marul drept al Republicii Moldova. După câțiva ani de construcție statală eficientă, vom fi capabili să absorbim Transnistria, inclusiv chiar în interesul locuitorilor din Transnistria, în cazul în care avansează integrarea europeană a Republicii Moldova. Dumneavoastră ziceți în cazul în care avansează integrarea europeană, de ce mai puneți la îndoială că ar putea să nu avanseze acest parcurs european? Nu putem să fim, nu putem să avem certitudinea. Trebuie să lucrăm la aceasta, dar certitudinea deocamdată încă nu o avem. E nevoie de cel puțin încă un ciclu electoral, dincolo de actualul ciclu electoral. E nevoie de cel puțin încă un ciclu electoral de guvernare europeană pentru a duce la bun sfârșit construcția statală. Și abia desăvârșirea construcției statale va da posibilitatea integrării europene a Republicii Moldova. Deocamdată avem un proces, nu avem încă un rezultat, avem un proces, sperăm să avem și rezultatul final cam în anul 2030 și între timp trebuie să pregătim reintegrarea cu Transnistria și pregătirea înseamnă, în primul rând, să nu compromitem bazele și termenii viitoarei reintegrări. Dacă acceptăm din nou să negociem cu Rusia despre reintegrarea Transnistriei, atunci am compromis viitorul. Am compromis și viitorul european și viitorul reintegrării cu Transnistria. Deci nicio negociere cu participarea Rusiei asupra chestiunii transnistrene. Și domnul Socor, nu avem nevoie să declarăm că nu mai recunoaștem formatul 5+2, că e prost, că a fost prost de la început și că noi ieșim din el. Nu. Nu e nevoie deloc de așa ceva. Domn Socor, dar în ultimul timp din discuție cu în ultimul timp din discuție cu localnicii din stânga Nistrului, dar și cu reprezentanții autorităților locale, aflăm că acolo și-ar dori tot mai multă lume ca cele două maluri ale Nistrului să fie împreună. Ar putea această presiune, dorință a localnicilor să influențeze deciziile autorităților de la Chișinău? Da, poate să influențeze cu condiția ca liderii de la Tiraspol, și mă refer la businessul din Tiraspol care conduce regiunea, să nu se simtă șantajați de către Rusia. Posibilitatea Rusiei e de ce în ce mai mică să șantajeze Tiraspolul. Deci, dacă Tiraspolul este atras în negocieri în format 1+1 cu Chișinăul, în lipsa Rusiei, atunci cu siguranță că se stabilizează situația și deschidem și calea unei eventuale reintegrări. Și locuitorii din Transnistria vor putea să aibă un rol, o influență, o voce proprie în acest proces, cu condiția ca Rusia să fie departe de Transnistria și să nu mai aibă mijloacele de a șantaja conducerea de la Tiraspol. Trupele rusești staționate în Transnistria nu au nicio valoare militară, nu sunt nici măcar un instrument de șantaj asupra conducerii din Tiraspol. Trupele rusești din Transnistria sunt pur și simplu o afacere economică pentru unii locuitori din Transnistria. Ei găsesc acolo servicii și salarii. Domn Socor, dar cei cetățeni din stânga Nistrului, dacă e adevărat ce se spune despre numărul lor, că ar fi peste 200.000, unii dintre ei au nevoie de pensii, alții au nevoie de locuri de muncă, ar putea autoritățile țării să rezolve aceste probleme pentru că ele oricum sunt vulnerabile? Bugetul Republicii Moldova știți care este?
Așa este. Costurile economice ale reintegrării cu transiția vor fi costuri mari. Dar încă nu am ajuns la acea etapă. Să nu încercăm să trecem puntea până în momentul în care ajungem la punte. Deocamdată încă nu am ajuns acolo. Ne îndreptăm spre anul 2030 și până atunci trebuie să excludem Rusia din acest proces, ceea ce înseamnă să nu mai convocăm formatul 5+2. Fără să declarăm că îl îngropăm, să îl îngropăm în tăcere și pur și simplu prin neconvocare. Și de asemenea, noțiunea de statut special pentru o parte a statului este incompatibilă cu noțiunea de stat integrat în Uniunea Europeană. Noi nu avem asemenea statute speciale în țări din Uniunea Europeană. Noțiunea de statut special este o noțiune a Rusiei, introdusă de Rusia în OSCE. Rusia a avut două proiecte de statut special în Europa. Pentru Donbasul din Ucraina, începând cu 2014, și pentru Moldova, începând cu 1993. Și a mai avut acest proiect și pentru Azerbaidjan, începând cu 1994. Așa este. Azerbaidjanul a îngropat statutul special. Azerbaidjanul a rezolvat problema așa cum a știut și a putut Azerbaidjanul, și anume pe cale militară. Noi nu putem să ne permitem acest lucru și pe bună dreptate declarăm că vrem o soluție pașnică și avem această posibilitate deoarece nu ne învecinăm direct cu Rusia. Eu am să-l citesc și pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, în această toamnă la summitul șefilor de state din CSI, acolo unde președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lipsit. Președintele rus Putin considera că Republica Moldova și-a pierdut identitatea, dar admite că este alegerea cetățenilor din țară și să se considere român, și el, nu doar el, dar și Zaharova, care este purtătoare de cuvânt la Ministerul Afacerilor Externe, cu regularitate amintesc că aici sunt politicieni care dețin și cetățenia României și fac aluzie că cele două maluri ale Prutului ar putea să se reîntregească. Da. Domnul Putin nu este specialist nici în problemele interne ale Republicii Moldova, nici în chestiuni de naționalitate, limbă, religie. Nu e specialitatea domnului Putin. A spus și dânsul ce a trebuit să spună ceva. Și a spus, a fost întrebat, a răspuns, nu trebuie să acordăm nicio atenție. Deci nu trebuie să acordăm atenție, iar pe de altă parte vedeți că Moscova a anunțat din nou că impune embargou fructelor și legumelor pe care le importă din Republica Moldova. Aceste restricții rămân să fie elemente de șantaj la adresa Republicii Moldova. Desigur, și nu s-a schimbat nimic în această privință. Cel din tâi embargo, din câte mi-amintesc, a fost introdus în anul 2006. Exact. Pe timpul guvernării comuniste, când Vladimir Voronin era președinte. Da, exact. Și de atunci încoace embargourile se tot ridică, sunt din nou impuse, ridicate și impuse, pentru că și aceste embargouri arată de fapt că Rusia nu mai are mijloacele să constrângă sau să forțeze Republica Moldova să facă un lucru sau alt lucru. Rusia, de fapt, nu mai are putere în Republica Moldova. I-a mai rămas o singură pârghie de șantaj. Încercările de a provoca instabilitate internă. Asta este ce a rămas. Rusia și face acest lucru prin finanțarea unor partide de marionetă, cum este Partidul Ușor și celelalte mici partiduțe derivate din Partidul Ușor. Și de ce ar avansa Rusia asemenea scenarii? Ați putea să ne explicați? Rusia dorește să compromită integrarea europeană a Republicii Moldova. Și neavând mijloace militare să facă acest lucru, deoarece nu se învecinează direct cu Republica Moldova, Rusia recurge la destabilizări interne, plătind un număr oarecare de sărmani cetățeni care vin la demonstrații și la mitinguri pentru o anumită sumă de bani, oricât de modestă. De asemenea, Rusia finanțează, în cazul acesta, finanțează din belșug
pe domnul Ilan Șor. Eu n-am crezut niciodată, nu cred nici acum, că domnul Ilan Șor dispune personal de o avere atât de mare încât să promită miliarde de lei unor locuitori din anumite zone ale Republicii Moldova. Eu cred că domnul Șor administrează sau risipește, dacă vreți, banii altcuiva. Altcineva se... Dar cine este altcineva? Probabil serviciile secrete ale Rusiei sau probabil niște cercuri de miliardari ruși care lucrează împreună cu guvernul rus. Nu toate proiectele de destabilizare ale Rusiei în străinătate sunt gestionate direct de către serviciile secrete ale statului. Nu toate. Unele dintre aceste proiecte sunt gestionate și promovate prin intermediul unor miliardari ruși care lucrează mână în mână cu statul. Sunt proiecte de miliardari, cum a fost, de exemplu, destabilizarea Donbasului în Ucraina în 2014. Ea a fost opera unui miliardar rus, Constantin Manofeev, care lucra mână în mână cu Kremlinul. Eu nu știu cine personal se află în spatele lui Ilan Șor, dar în spatele acelei persoane se află, desigur, Kremlinul, lucrând probabil prin niște mari oameni de afaceri ruși. Și n-am văzut, repet, niciodată că domnul Șor are acești bani el însuși. Eu îl consider pe domnul Șor ca fiind o persoană imatură, un fel de adolescent întârziat, cu accese de isterie, un personaj care nu știe cum să se comporte în public, e stângaci, și care oferă banii altcuiva cu scopul de a obține cooperarea unor porțiuni din teritoriul Republicii Moldova. Din fericire, a eșuat la Bălți. Domnul Șor conta pe câștigarea Bălților. Din fericire, a eșuat. Dar v-ați referit la anumite porțiuni, probabil din sudul Republicii Moldova, mai exact în UTA Găgăuzia. Exact. Și de asemenea la Orhei. Da, la asta m-am referit. Politica domnului Șor și nu a lui, că nu e politica lui. Eu cred că el nu are maturitatea și inteligența să aibă o strategie politică. Este strategia celor din spatele său să obțină controlul asupra unor porțiuni din teritorii. Domn Socor, cei de la Moscova au comentat și rezultatele alegerilor locale generale și au spus că în Chișinău nu au câștigat europenii, forțele pro-europene. Ce părere aveți dumneavoastră despre rezultatele alegerilor din municipiul Chișinău? A câștigat domnul Ceban personal. Este primar general, a devenit Ion Ceban cu al doilea mandat. Da, da. Este o victorie personală a domnului Ceban. Dar partidul său este limitat la Chișinău. Nu are câștiguri politice în nicio parte a Republicii Moldova. Este un partid strict chișinăuian. Strict. Ei au promis că la următoarele alegeri își vor extinde prezența partidului pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Dar ce părere aveți despre câștigul lui și... Pentru că unii încă își mai pun întrebarea, imediat după alegeri a mers la București, a discutat cu premierul de acolo, acum încearcă să stabilească o relație bună Chișinău-București? Da. Prim-ministrul României, domnul Marcel Ciolacu, arată un interes deosebit, chiar la nivel personal, față de Republica Moldova. Cred că dintre toți prim-ministrii României care s-au perindat în decursul timpului, cred că domnul Ciolacu este cel mai activ în relația cu Republica Moldova. Și domnul Ponta a fost activ. Mai puțin decât domnul Ciolacu și, desigur, în modul neserios al domnului Ponta. Domnul Ponta a discreditat tot ce a atins. E un om neserios. Domnul Ciolacu e mult mai serios. Domnul Ciolacu, nu știu dacă ați observat, se
are un fel de afinitate sau demonstrează o afinitate cu prim-ministrul României Alexandru Marghiloman, cel care a prezidat guvernul României în momentul unirii cu Basarabia în 1918. Ambii sunt buzoieni. Domnul Ciolacu are această afinitate cu Alexandru Marghiloman prin Buzău, că ambii sunt buzoieni. La Buzău a apărut o broșură elogioasă despre Alexandru Marghiloman. Deci vedem că Marghiloman este reabilitat la Buzău înainte de a fi reabilitat la București. Dar domnul Ciolacu are și un interes politic. Dânsul dorește... Și ce credeți dumneavoastră despre relația pe care o încheagă acum domnul Ciolacu cu Ion Ceban? Da, ajung aici domnul Ciolacu și Partidul Social Democrat doresc să obțină niște voturi din Republica Moldova, dintre cetățenii României care locuiesc în Republica Moldova, în vederea alegerilor din România. Și probabil că ei doresc să obțină câteva zeci de mii, că potențialul nu-i mai mare, câteva zeci de mii de voturi pentru Partidul Social Democrat pe teritoriul Republicii Moldova. Și dumneavoastră credeți că cei care au votat cu Traian Băsescu acum vor vota cu social-democrații din România? Mă îndoiesc. Cei care au votat pentru Traian Băsescu erau unioniști convinși. Domnul Ciolacu nu vine cu o platformă unionistă. Da, conexiunea cu Marghiloman există, dar el nu vine pentru alegători cu o platformă unionistă. Dânsul vine cu o platformă europeană. Dânsul promovează activ integrarea europeană a Republicii Moldova. Nu este platforma pe care o așteaptă micul, dar credinciosul electorat unionist din Republica Moldova. De aceea domnul Ciolacu și partidul său stabilesc această legătură cu domnul Ceban. La Chișinău se vorbește și mai mult că din partea României ar putea să vină o idee ca să fie comasate două partide, partidul lui Ion Ceban, primarului general, partidul MAN și cu Partidul Social Democrat European din Republica Moldova. Credeți în acest scenariu? Așa este. Am văzut, desigur, aceste presupuneri. Sunt reale, sunt plauzibile. Eu chiar cred că acest lucru se va întâmpla. Partidul Social Democrat European din Republica Moldova, să nu uităm, este o rămășiță a organizației lui Plahotniuc. Așa este. Dar sunt oamenii lui. Și despre ce vorbește acest lucru? Vorbește despre faptul că politicienii din Republica, că unii politicieni, mulți din Republica Moldova, sunt niște persoane oportuniste, fără convingeri ferme, care trec cu ușurință dintr-un partid în altul, dintr-o tabără în alta, și care adoptă cu aceeași ușurință ideologii diferite. Bine, dar această formațiune are o relație bună de asemenea cu șeful executivului de la București. Sigur că da. Și este o continuare a relației privilegiate pe care o avusese Partidul Social Democrat din România cu Plahotniuc. Să nu uităm că Plahotniuc era patronat de Partidul Social Democrat din România. Această legătură era foarte strânsă. Și atunci Partidul de Guvernământ Pro-Occidental din Republica Moldova cu cine se identifică în România? Pentru că ei spun că România rămâne a fi avocatul Republicii Moldova pe calea integrării europene. Ei spun că România este statul care ajută mult și foarte mult Republica Moldova ca să depășească crizele de la cea energetică până la cea economică. Așa este. Chiar așa este. Politica Bucureștiului s-a schimbat foarte mult în bine de când a plecat domnul Plahotniuc. Și așa este, Bucureștiul ajută imens. Și eu vă întrebam care va fi relația Partidului Acțiune și Solidaritate cu cei de la București, dacă guvernarea PSD-istă are o relație bună cu PSD-M-ul din Republica Moldova și cu Partidul Primarului General. Da, ați atins un punct foarte sensibil, doamnă Valentina. Relația Bucureștiului, sau mai bine spus a Partidului Social Democrat, nu a Bucureștiului, dar a Partidului Social Democrat, cu domnul Ceban și cu PSDE, intră în contradicție cu viziunea doamnei președinte Sandu și a Partidului PAS,
care nu doresc să aibă relații cu aceste partide și care nu consideră că aceste partide sunt realmente pro-europene sau că aceste partide înțeleg într-adevăr care, ce înseamnă construcția statală din Republica Moldova. Aceste două partide care vor fuziona probabil nu sunt partide moderne. Sunt partide învechite, partide care ar duce Republica Moldova într-o vreme, într-o epocă anterioară integrării europene. Și cu cine va dialoga PAS-ul atunci când e vorba să aibă parteneri peste Prut? PAS-ul are m-am spus guvernare, doamna președintă și guvernarea au raporturi strânse cu omologilor de peste Prut, cu președinția României, cu guvernul României. Nu au raporturi de la partid la partid. Raporturile de partid sunt o chestiune particulară a unui partid sau a altui partid. Și deci aici... PAS-ul ar trebui oricum să mențină această relație bună cu guvernarea de la București, cu executivul condus de Marcel Ciolacu. Desigur. Și se pare că Dorin Recean, șeful executivului de la Chișinău, are o relație bună cu omologul său român. Desigur, așa este și relația aceasta este o necesitate vitală pentru Chișinău. În primul rând, e necesitate vitală pentru Chișinău. Va reuși Bucureștiul să consolideze o stângă sau un segment de centru stânga pro-european la Chișinău? Nu știu dacă Bucureștiul este cel chemat să consolideze o stângă pro-europeană în Republica Moldova. De o asemenea stângă pro-europeană în Republica Moldova se vorbește de multă vreme. Se vorbește de cel puțin 20 de ani. Chiar din vremea în care Partidul Comuniștilor al domnului Voron era la putere și se doream și eu personal ca Partidul Comuniștilor să se transforme într-o stângă pro-europeană. Nu s-a întâmplat acest lucru, încă nu s-a întâmplat, e un lucru de dorit, fără îndoială. Și în 2024 poate să se întâmple acest lucru? Nu întrevăd această posibilitate pentru anul 2024 și repet că nu Partidul Social Democrat din România este cel chemat să realizeze acest lucru. Dacă urmăriți, și sunt sigur că urmăriți, dezbaterile de politică internă în România, veți constata multe opinii critice sau chiar foarte critice despre Partidul Social Democrat. Nici acela nu este în ansamblu să vorbim. Dar cel mai probabil tot candidații Partidului Social Democrat sau candidatul va fi cel care va avea cele mai mari șanse să câștige mandatul de președinte în anul viitor. În România? În România. În România îl avem pe domnul Mircea Joană, candidat potențial. Și el venit tot din sânul PSD-ului. El va candida independent, a declarat și a explicat. Dar a avut apartenență politică, sigur, pentru că a fost unul din exponenții active ai PSD-ului. Desigur, și partidul l-a înlăturat. Întâi l-a marginalizat, apoi l-a înlăturat. Partidul Social Democrat din România, cel puțin atunci, acum câțiva ani, nu a fost pe măsura domnului Joană. Și dacă domnul Joană se înscrie în cursa prezidențială, are șanse să câștige el președinția și să ajungă la Cotroceni? Eu sper acest lucru, fără să mă situez de partea cuiva, de partea unui partid sau altui partid, tocmai că domnul Joană va candida în postul de calitate de candidat independent. Am înțeles. Dar în Republica Moldova situația credeți că se va complica? Unii spun că Maia Sandu ar trebui să-și dorească un al doilea mandat, alții spun că Ion Ceban se pregătește și el și probabil se va aventura și el să candideze. Mai există opinii că și Renato Usată ar putea să fie printre cei care își dorește fotoliul de președinte în Republica Moldova. Ce părere aveți despre următorul an electoral în Republica Moldova? Domnul Usată nu e o persoană serioasă. Domnul Usată este mai degrabă un personaj de circ. Cred că el însuși... Dar a câștigat Bălțu, vedeți?
Da, e popular la Bălți, dar Bălții nu sunt Republica... A mai câștigat mandate și în alte localități? Da, desigur. În localități din preajma Bălților, dânsul provine din Fălești, a câștigat câteva mandate de primar în preajma Bălților, dar domnul Sată în niciun caz nu este un om de stat. Și cine credeți că ar avea șanse să câștige următoarele alegeri prezidențiale în Moldova? Eu sper foarte mult că doamna Maia Sandu, și nu din motive subiective sper acest lucru, dar din motive obiective, deoarece vedem că doamna Maia Sandu este un autentic om de stat. Republica Moldova nu a produs oameni de stat de calibrul doamnei Maia Sandu. Contează și cine va fi următorul președinte al Ucrainei. Prima doamnă a Ucrainei a spus recent că nu mai vrea un nou mandat prezidențial pentru soțul ei, pentru domnul Volodymyr Zelensky. Și acolo am văzut că se încing spiritele acum, inclusiv persoane din anturajul președintelui ucrainean au păreri diferite decât cele pe care le spune el. Declarația doamnei Zelensky a fost greșit relatată. Eu am citit declarația originală în limba ucraineană. Declarația dânsei este ambiguă, nu e așa tranșantă. E Dar ce ați înțeles dumneavoastră? Ce a spus ea? Citez exact ce a spus doamna Zelensky. A spus că nu ar mai dori ca domnul Zelensky să mai candideze pentru încă un termen sau încă două termene. Așa s-a exprimat. Nu ar mai dori ca dânsul să candideze pentru încă un termen sau două termeni. Deci, e ambigu. Dar situația din Ucraina, situația de politică internă din Ucraina este foarte complicată și mă bucur că ați adus în discuție acest subiect. E un subiect urgent, e un subiect care ne presează. Se complică situația internă din Ucraina. Da, eu urmăresc emisiunile pe care le moderează colegul jurnalist de acolo și văd, așa cum spuneam, foști exponenți din administrația prezidențială, dar și multe încă alte voci care spun că ar trebui să vină altcineva la cârma Ucrainei. Da, situația din Ucraina începe să devină instabilă. Este un început abia, deocamdată e numai un început de destabilizare, dar această tendință poate să avanseze, în primul rând, datorită situației militare. Ucraina pierde războiul. Nu trebuie să ne facem iluzii. Dar ce înseamnă o pierdere pe care ar înregistra-o Ucraina în acest război cu Rusia? Ucraina pierde războiul, în primul rând, pe plan teritorial. Datorită înarmării insuficiente de către Occident a Ucrainei, Ucraina nu poate să recupereze teritoriile ocupate de Rusia. Ucraina se află în fața dezmembrării teritoriale, în fața pierderii definitivă a teritoriilor ocupate actualmente de Rusia. De ce zici pierdere definitivă? De ce ziceți pierdere definitivă? Deoarece, până acum, Occidentul nu a reușit, nu a putut, dar nici nu a dorit să înarmeze Ucraina în măsură suficientă pentru ca ofensiva să reușească și să elibereze teritoriile ocupate de Rusia. De ce credeți că nu ar fi dorit Occidentul să ajute mai mult Ucraina? Din multe motive care în Washington sunt discutate și dezbătute și răzdezbătute în mod public, dar această dezbatere foarte activă în Washington pare să nu ajungă sau să nu fie percepută în mod suficient în Republica Moldova sau chiar în România și în general în țările din Europa de centru-est. Dintr-o mulțime de motive greșite, după părerea mea, administrația președintelui Biden nu dorește ca Ucraina să învingă Rusia. Și atunci așteptăm și scrutinul prezidențial de peste ocean și în funcție de cine va câștiga următorul mandat la Casa Albă, se va decide și situația în această regiune unde e situată și Republica Moldova? E prea devreme să speculăm ce ar face o administrație Donald Trump în cazul în care Donald Trump câștigă alegerile. Dar putea să câștige domnul Trump? Da, sigur că ar putea, dar e prea devreme să speculăm ce ar face în privința Ucrainei dacă ar câștiga. Deocamdată vedem situația de pe teren din Ucraina este în impas.
Ucraina nu este înarmată suficient ca să recâștige teritoriile, ci ne îndreptăm către o situație de armistițiu și de negocie, armistițiu oficial sau neoficial. Bine, Vladimir Putin la summitul G20 a spus așa foarte fin că și-ar dori negocierea păcii. Nu există nicio definiție a păcii. Nimeni nu există un acord, un consens despre ce înseamnă pace, ce ar însemna pace. Nu e vorba de pace. Pacea nu poate fi obținută în niciun caz. E vorba despre încetarea focului. Un armistițiu bazat pe un document sau armistițiu neoficial. Sau cu un document politic sau fără un document politic. Pe plan militar sau pe plan politic. Domn Socor, și dacă rămâne această situație care e astăzi în Ucraina, atunci se va putea vorbi despre integrarea Ucrainei și Republicii Moldova în UE, despre aderarea acestor două state la Uniunea Europeană? Am pornit de la situația internă din Ucraina. Un armistițiu pe teren cu cedarea definitivă a teritoriilor, chiar nerecunoscută, dar cedarea de facto, în practică, cedarea definitivă a teritoriilor, va duce la destabilizarea situației interne din Ucraina, la compromiterea domnului Zelenski și la apariția altor forțe politice care vor concura între ele pentru putere. Și se va destabiliza situația. Și nu va mai exista controlul centralizat asupra Ucrainei, care există acum, dar deja începe să se destrame. Și care vor fi consecințele? Acestea vor fi consecințele destabilizarea Ucrainei. Și ce se întâmplă cu Republica Moldova dacă se destabilizează Ucraina? Da, eu nu prognozez că Ucraina se va destabiliza. Eu spun că trebuie să avem în vedere acest scenariu și că acest scenariu este mai mult decât posibil. E undeva între posibil și probabil și trebuie să-l avem în vedere și să ne pregătim pentru el. Și un mod de a ne pregăti pentru el este acela ca Republica Moldova să nu candideze la pachet cu Ucraina pentru integrarea în Uniunea Europeană. Da, procesul de integrare, negocierile de aderare vor începe aproape sigur în același punct pentru Ucraina și pentru Republica Moldova. Ele împreună, în același moment, probabil decembrie sau probabil la primăvară, vor porni pe această... Dar când credeți? În decembrie sau în primăvară totuși? Pentru că acum, la mijloc de decembrie, în zilele de 14 și 15 decembrie, urmează să aibă loc acest summit al Consiliului Uniunii Europene, acolo unde demnitarii europeni vor decide asupra inițierii negocierilor de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina. Decizia acestui Consiliu European din 15 decembrie privind inițierea negocierilor de aderare pentru Moldova, unii spun că ar putea fi transferată pentru primăvară. Și acest lucru nu credeți că ar demotiva și autoritățile și cetățenii, pentru că e o așteptare prezentă aici în spațiul Republicii Moldova? Așa este. Cred că o amânare de 3 luni nu ar demotiva, nu ar avea efecte negative, dar dacă amânarea se prelungește dincolo de 3 luni, atunci da, atunci putem să devenim neliniștiți și efectele pot să fie demotivarea. Deci, în orice caz, Ucraina și Republica Moldova vor porni în același moment, fie acum în decembrie, fie la primăvară, vor porni pe calea aderării în același moment, dar pe acest parcurs care va dura poate spre 10 ani, Republica Moldova nu trebuie să fie percepută în același pachet cu Ucraina. Ucraina pune probleme uriașe Uniunii Europene. Domn Socor, mai avem un singur minut. Ce credeți că ar putea și ar trebui să se întâmple în Republica Moldova în anul care bate la ușă, 2024? Ar trebui să se întâmple în primul rând relansarea economiei, absorbirea ajutoarelor din partea Uniunii Europene în mod eficient,
și începutul unor investiții străine, investiții europene în Republica Moldova, inclusiv investiții românești. Ar trebui de asemenea să vedem un avans considerabil, unul care să poată fi văzut de toată lumea în ceea ce privește conexiunile cu România în electricitate, gaze naturale, drumuri, poduri. Poate să se vorbească mai mult despre reîntregirea celor două maluri ale Prutului, despre unirea celor două state. Malurile, cele două maluri ale Prutului se întregesc în mod organic, la nivelul structural, dar încă nu la nivelul politic. Reîntregarea politică se va întâmpla, va avea loc în mod firesc, natural, organic, prin integrarea infrastructurală în primul rând. De acolo vom porni și cu integrarea politică. Mulțumim foarte mult, punem punct aici, amintim celor care au urmărit această ediție a emisiunii Puncte de Reflecție de la Vocea Basarabiei, că astăzi am discutat cu domnul Vladimir Socor, analist occidental stabilit la Berlin. Toate bune, pe curând!